Zeci de desene, având ca principală temă apa, au umplut în această dimineață sala pro-arte a Colegiului Național Decebal din Deva. Expunerea acestor desene nu a fost deloc întâmplătoare, elevii și cadrele didactice de la Decebal marcând astfel Ziua Mondială a Apei, care se sărbătorește anual în data de 22 martie. Astăzi am hotărât să organizăm o activitate cu Administrația Națională a Apelor. Tema este apele subterane, să facem invizibilul vizibil împreună cu doamnele de la administrație și cu două clase din clasele a 5-a, respectiv a 5-a B. Vrem să promovăm această zi mondială a apelor și să o facem cât mai cunoscută la nivelul întregului colegiu. Tema aleasă pentru acest an, cea legată de apele subterane, nu a fost deloc întâmplătoare. Reprezentanții sistemului de gospodărire a apelor Hunedoara, prezenți printre decebaliști, le-au explicat acestora că în actualele condiții de industrializare și poluare, apele subterane reprezintă cea mai mare rezervă de apă dulce de pe glob. Apa reprezintă o resursă extrem de importantă pentru noi toți. De fapt, este indispensabilă și este extrem de vulnerabilă. În ultima vreme, și datorită schimbărilor climatice și datorită industrializării și a evenimentelor care se petrec în jurul nostru, poluarea apei este din ce în ce mai accentuată și noi dorim să sensibilizăm prin intermediul copiilor, pentru că am constatat de-a lungul anilor că ei sunt foarte buni purtător de cuvânt, să sensibilizăm populația prin intermediul lor. Și am ales și liceul Decebal, am contactat și liceul Decebal, iar dânsii au răspuns inițiativei noastre și le mulțumim. Și am dorit să le prezentăm tema din acest an, apele subterane. A fost aleasă această temă pentru că nu s-a regăsit în ultimii ani în prezentările noastre, având în vedere faptul că apele subterane reprezintă cea mai importantă rezervă de apă dulce de pe glob. Ziua Mondială a Apei a fost marcată pe întregul mapamond începând cu anul 1993. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată la Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 22 decembrie 1992.